Lor și bine v-am regăsit pe canal. Astăzi voi face un video împreună cu fratele meu, Deiu. Salut, tare! Salut, salut! Așa, deci vom reedita finala UEFA Champions League din acest an. Real Madrid vs. Liverpool. Care, din păcate, s-a sfârșit tragic pentru Liverpool după gafa extraordinară lui Karius. Hai să vedem. Eu sunt Real, Deiu, Liverpool. Da, 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 cum zici tu. Liverpool începe. Deposedăm ușor cu prim varană. Benzema la minge, pierde ușor mingea. Firmino pentru Mane. Mane cu niște dribling-uri frumoase. Pasă la Robertson. Minge ajunge la Cristiano Ronaldo, starul portughez care a ajuns în această vară la Juventus, echipa mea de suflet. Da, a lansat și pe care îți petrem pentru autenticitate. Hai! Oooo! Oh. Ce șut! Măcar aici, în virtual, Karius apără ca cel mai tare portar din joc. Hai, Varan nu prea aș vrea să șut cu el. Hai! Firmino deposedează și atac periculos. Contra-atac periculos, da. Cross imperial face rost de minge. Și Modric pasează slab. Anderson pasează la Robertson. Carvajal. Ce frumos se pune în fața mingii. Ce gafă a portarul cel de la Liverpool. Nu, fundașul, pardon. încă care nu n-a făcut nicio gafă, a fost bine până acum. Hai, Modric. Oh my god, ce dribling-uri are acest băiat. Minunea blondă, cum mi se mai zice. A ajuns până în final la campionatul mondial. Da, din păcate și pe aceea a pierdut-o. Contra Franței. 4-2. Hai, Bale! Aici deja, până acum apara bine Karius. Mai la șutul lui Ronaldo. Milner, oh my god, ce șut, ce gol. James Milner șutează o bombă în afara careului și portarul meu, fiind prea scund, nu are ce să facă. Se întinde de nu poate să oprească minge să intre în poartă, deci nu se poate. Liverpool este în avantaj. Campioana Europei din ultimii 2 ani este condusă de Liverpool. Mă rog. Știu că putem să trecem mai departe. Haideți, haideți, fraților. Carvajal, combinație frumoasă. Benzema, Benzema șutează pe lângă poartă. Mărețul Karius s-a uitat la el și s-a făcut pe ea de găină și nu s-a putut concentra să o bage între ați. Atât de mare este Karius. Nici măcar nu trebuie să se arunce după minge și el apără. Milner mai încearcă încă o dată. La data aceasta șutează slab. Benzema, mingea se îndreaptă spre el. Lovren. Mingea ajunge la Modric. Care pasează la Casemiro, brazilianul. Modric. Modric pierde mingea. Uite să mai paseze și... Liverpool scapă pe contraatac. Roberto Firmino. Și va fi corner. Mingea este deviată de Sergio Ramos. Mingea ajunge la Ronaldo. Care scapă pe contraatac. Toată echipa este pe urmele lui Ronaldo. Să vedem, va fi gol. Ronaldo șutează pe lângă poartă după ce driblează tot terenul. Deci nu pot să cred. Mulțimea îl înjură acum de toți ființii pe săracul Ronaldo, care a încercat de unul singur să marcheze după ce a driblat tot terenul, dar nu mai a avut energie.
cred că va fi din nou corner. Da. Salah nu s-a văzut până acum pe teren. Minge ajunge din nou la Cristiano, care dă drumul mai departe pentru Benzema, care este un gras și nu poate să treacă de un om. Oh. Wijnaldum de lumea la țintă pe... Nu știu cum de nu este corner, așa am văzut, mi s-a părut că a dat în careva și a ricoșat afară. În fine, bine pentru mine, haideți. Bravo Casemiro. Bale, Bale the Whale. Modric. Benzema pasează pentru Casemiro. Oh, doamne, ce pas a putut să deșoată. Trebuie să paseze la Cristian să dea tapinul lui de toate zilele. Hai Cristiano, a câștigat duelul la cap. Cristiano în partea stângă. Lusitanul intră în spre mijloc. Oh, este fault. Fault, meaning galben. Intrare criminală a lui Lovren. Fundașul lui Liverpool a primit galben doar. A avut noroc. Hai să vedem, vom încerca un șut cu Cristiano. Lusitanul și având și va încerca să dea gol. Haide. Deci mulțime este în delir. Așteaptă șutul portughezului. Ronaldo direct pe portar. Șut slab al starului lui Real Madrid, care a plecat din fericire la Juventus. Cross. Cross șutează. Karius scoate din nou. Deci FIFA nu este real, cum puteți vedea. Sergio Ramos, Sergio Ramos, aproape agafat. Era să pierdă mingea. Cristiano, Cristiano! Dacă apar așa și în final, Liverpool nu avea probleme. Hai, gol! Toni Kroos își aduce echipa la egalitate cu adversarii. 1-1. Gol, 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 gol. Să sperăm că Karius nu a amețit. Deci din pasa lui Benzema, Kroos trimite un șut imparabil direct în vincul porții apărate de Karius. Aproape vincul. Totuși, frumos șut. Alexandre Arnold, tânărul fundaș al celor de la Liverpool, pasează la Wijnaldum, care trimite mai departe pentru Salah. Salah intră în care și șut slab. Mă rog, aparat ușor de navas. Modric, Modric pentru Benzema. Benzema ține bine de minge. Mane, Mane intră cumva în apărare și face o înapoi de minge pentru echipa sa. Este 1-1, intrăm cu 1-1 la pauză. Ce două echipe au jucat bine un fotbal ofensiv și frumos. Ocazie sunt mai multe pentru de partea celor de la Real, dar deocamdată scorul este la egalitate. Ronaldo pentru Modric. Modric mai departe cu Benzema. Benzema, Kroos, marcatorul golului din prima repriză pentru Real. Marcelo pentru Ronaldo. Ronaldo rămâne la minge. Ronaldo intră în careu. Ronaldo! Oh, marcat, a fost depostat în ultimul moment de Lovren. Intervenție salvatoare a fundașului sloven. Salah îi pasat lui Anderson. Din nou Salah. Salah cu viteza lui uimitoare, care a uluit planta acest sezon din Premier League, în care a fost golgeterul competiției. Record de goluri marcate de Salah. Păcat că în final a fost neutralizat ușor de către Ramos, care l-a faultat foarte rapid, iar acesta a fost nevoit să fie schimbat. Poate cu el în teren, lucrul este altfel.
fault. Este fault, iar Milner... Anderson era și bun de distanță. Nava stă bine pe poziție și apără fără probleme acest shoot. Cross pierde mingea într-o poziție periculoasă. Ronaldo, ce ai făcut Ronaldo? Ronaldo trece fără probleme de om, adică aproape a fost deposedat, dar cumva prin forța lui interioară face cumva rost de mingea aceasta și rămâne la el. Bun pressing făcut de cei de la Real Madrid, la mijlocul de Real Madrid. Salah încearcă niște scheme și pasează lui Wijnaldum, jucătorul olandez al celor de la Liverpool. Pierde mingea, Arnold recuperează rapid și își pune echipa pe contraatac. Benzema pasează la Bale, care mai mult din păcate stă prin spitale, dar este un jucător fantastic. Să nu uităm ce a făcut acum 2 ani la European, și-a dus echipa în semifinale. Și țara galilor nu este chiar cea mai bună echipă, deci este de lăudat. Cross cade la pământ și este faultat și se pare că trebuie schimbat. Între cei mai buni mijlocați ai lumii va trebui să fie schimbat. Intră Isco în locul lui. Îl vom băga și pe Tonal Asensio în locul lui Benzema, iar Ronaldo va trece în centru. Vom încerca să atacăm cu ce avem mai bun, pentru că Benzema a o pasă de gol, dar în afară de asta nu a făcut mare chestie. Este totuși destul de departe pentru Ronaldo să încerce un șut, așa că vom centra. Centrare slabă. Ronaldo încearcă să se lupte. Marcelo recuperează mingea. Bale. Lovren din nou imperial. Oh. Marcelo ratează pasa. Dar face rost din nou de minge. O recuperează frumos. Haide, Carvajal. Este la minge. Casemiro, între cei mai buni CDM din lume la această oră. Asensio, pasează lui Casemiro. Casemiro mai departe pentru Modric la Isco, din nou Asensio. Sergio Asensio. Hai, ratează pasa. Dar mingea rămâne la el. Și din nou încearcă un călcâi, dar nu-i reiese. Modric este la minge. Pasează pentru Isco. Asensio pentru Cristiano. Oh, Lovren se apără foarte bine acest match. Cred că este cea mai bun jucător al Liverpool de până acum. Ronaldo! Îmi pare rău, frate. Ronaldo cu un șut cu dreptul. Imparabil pentru Karius. Minutul 74. Oare va mai reuși Liverpool să reintre în joc? Asensio faultat de către Wijnaldum. Marcelo centrează. Șansă bună de contraatac. Wijnaldum pasează la Salah. Wijnaldum se duce în partea stângă și este faultat, posibil roșu. Varan, intrare criminală la Wijnaldum prin spate. Să vedem, este doar galben. Era un contraatac foarte frumos de Liverpool. Cred că aveam o șansă de gol.
Vasquez a intrat în locul lui Bale. Carvajal. Mulțumim, este mulțumită de jocul echipei. Varane, cu ce trecere. Pasează pentru Isco, care ține bine de minge, și iar Casemiro pasează urât. Casemiro pierde din nou controlul banului și dar Isco este pe fază și recuperează mingea. Klein, deci toată echipa se apără cu toată echipa Liverpool. Încearcă să oprească atacurile celor de la Real Madrid. Mă au nevoie de un gol pentru a intra în prelungiri. Atac bun al celor de la Real, care se oprește din nou la Lovren. Isco. Wijnaldum. Sergio Ramos. Ce tackling. Mingea este din nou în posesia celor de la Liverpool. Liverpool. Roberto Firmino. Nu! Nu cred! Am dat pas! Ronaldo! Ronaldo pentru Asensio! Asensio, Ronaldo! Ronaldo cu o bombă din afară careului care merge mult peste poartă. Deci ultime minute, ultime atacuri ale... ale morbidienilor. Isco, nu, ce eroare. Nu, Wijnaldum trece. Ultimul atac al celor de la Liverpool. Situație tensionată. Firmino pe lângă poartă, deci putea să fie 2-2. Iar Real câștigă ca și în Real Liga Campionilor. După golurile fabuloase ale lui Ronaldo și Kroos. Deci, cam aici se încheie și acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe și până data viitoare, numai bine! Salutare!